Ana Catrina, mulțumim pentru informații. Mergem mai departe cu știrile. Peste 700 de deținuți au ieșit în ultimele două zile din penitenciare, iar numărul lor continuă să crească. Spaima de recidiviști este justificată. Un bărbat de 46 de ani, proaspăt eliberat de după gratie, a fost dat în urmărire internațională după ce a încercat să profite de propria mamă. Unica reacție de până acum a ministrului Justiției Tudorel Toader este mirarea. Nu s-a aștepta ca atâtea cazuri să intre sub incidența noii legi a recursului compensatoriu. Într-un fel de scuză, într-o postare pe Facebook, ministrul reamintește opiniei publice câte organisme a verificat legea înainte să intre în vigoare. După ce s-a tot mirat de numărul mare de pușcăriași care a răsărit pe străzi în urma legii recursului compensatoriu, Tudorel Toader iese la rampă cu noi afirmații controversate, în care aruncă pisica și în curtea altor instituții decât ministerul pe care îl conduce. Șeful de la justiție s-a simțit dator să facă niște simple precizări, cum s-a exprimat acesta privind recursul compensatoriu. Toader a scris pe o rețea de socializare că proiectul de lege a fost trimis la Parlament înainte de a fi numit în funcție. Proiectul de lege a fost transmis de la guvern către Senat, prima cameră sesizată la data de 31 aprilie 2017, data anterioară învestirii mele în demnitatea de ministru al justiției. Toader a continuat pe același ton acuzator și spune că în toamna anului trecut, Ministerul Justiției, condus atunci de Raluca Prună, a înaintat către CSM pentru a viza acest proiect de lege. La data de 29.11.2016, prin hotărârea numărul 1533, plenul CSM avizează favorabil proiectul de lege cu observațiile menționate în anexă. În opinia plenului, compensația pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate în condiții de supraaglomerare severă devine efectivă doar dacă măsura propusă de proiectul de act normativ vizează considerarea că a executat efectiv acelor 3 zile din pedepsă aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în spațiul necorespunzător. În urma legii aprobate de guvern s-a răsturnat carul cu deținuți. Peste 700 de pușcăriași au ieșit în ultimele două luni din penitenciare. Fluxul de recidiviști scoși de după gratie a semănat panică în rândul românilor care se tem acum pentru siguranța lor. Au apărut deja și problemele. Un bărbat de 46 de ani, proaspăt eliberat din penitenciarul Iași, a fost dat în urmărire internațională după ce a încercat să profite de propria mamă. Violatorul din satul Borz a fost lăsat să iasă din pușcărie de procurori și judecători în luna septembrie, înainte de a-și spăși întreaga pedeapsă. La nicio lună după ce a simțit gustul libertății, Petru Cristea a vrut să profite de propria mamă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 46 de ani, băut bine, a comis fapta în seara zilei de 10 octombrie. Imediat s-a făcut nevăzut, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare în lipsă și a fost dat în urmărire. Condamnat până în prezent pentru 3 violuri și tot atâtea tentative, violatorul a fost eliberat după ce a ispășit 2/3 din pedeapsa primită după ce a încercat să violeze o tânără din Oradea în 2014. Majoritatea PSD